și noi vă mulțumim pentru că ați fost în seara aceasta la biserică. La ieșire o să găsiți ziarul bisericii, care a apărut din seara aceasta, în care găsim trecut programul din săptămâna viitoare. Mâine este Sfânta după amiază, încep deniile. La ora 18, denia iertării, mâine seară. Și apoi, miercuri dimineața și vineri dimineața, liturghia Darului Mai Sfințite, iar după amiază avem canonul din săptămâna prima postului, sărbătoare din Duminica Ortodoxiei, va fi sărbătoarea noastră a tuturor. Încă o dată îi mulțumesc Părintelui, dumneavoastră puteți să mai luați un autograf, rămâneți lângă Părintele, și vă rugăm să urmăriți pe site activitatea bisericii noastre, care biserica are un singur scop, să vă ține aproape de Hristos și de Sfântul Altar, de unde vine forța noastră de a merge mai departe și de unde primim toată darea cea bună și tot darul de săvârșit. Vă doresc o seară plăcută și un post binecuvântat, ușor și cu multe rezultate duhovnicești. La ieșire sunt cărțile Părintelui.